Salutare și bine v-am găsit la un nou unboxing. Astăzi, după cum vedeți, avem aici un mouse de 300, pardon, 3200 DPI. Ok. E un mouse de la OR V3200. Ok. Cutia e foarte frumoasă. L-am desigilat eu, ca să nu mă chinui. Bun, așa arată mouse-ul. E un mouse de 40 de lei, sau dacă nu, de vreo 15 euro pe alte site-uri. Ok, este fade, adică e LED, schimbă culorile. Nu e ca cel dinainte programabil pe care îl am aici. Foarte bun mouse-ul. Bun, și acum haideți să trecem la unboxing. Ok. Bun, și cam așa ar arăta el. E abraziv. Da. Îmi place destul de mult. Îl țin cu cealaltă mână, dar nu prea contează. Cred că este ambidextru. Bun, și acum câteva specificații. După cum vedeți, purple blue LED backlight. Ok. Și aici ne scrie în română. Nu aici. Aici. Se vede gaming mouse-ul. Adică gaming mouse. 6 butoane programabile. Schimbare ușoară în 4 trepte. Și design ergonomic. E un mouse la fel de buget. Nu prea. Nu costă foarte mult. E, după cum am spus mai devreme, vreo 10 euro. Ok. Cam așa se aude el. Rotița e de bună calitate. Bun, în cutie nu mai avem nimic. Cam atâta. Nu se compară deloc cu cutia de dinainte. E un mouse super. Vă recomand să vă uitați și la acel unboxing dacă nu l-ați văzut. Bun, și acum o să-l conectez eu. Dar deocamdată să pun asta așa. Bun, scoate mouse-ul la care am făcut unboxing mai devreme. Dacă zic și telefonul. L-am băgat și este fade. Foarte frumos. Tot felul de culori. Se vede perfect. În viața reală se vede mai bine, dar da. Cam atât a fost cu acest episod. Așa. Facem unboxing-uri scurte. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare cu un alt unboxing. Pa, pa!